săptămâna a doua, da. Deocamdată am venit aici. Ce zici copii. De copii ăștia? Foarte frumos, să vezi atâția copii care joacă tenis. Mi-aduc aminte puțin și de mine, dar nu erau așa mulțat în zicam eu. Cum dar e un lucru bun că se întâmplă treaba asta în România. Vreau să ne mulțumesc sponsorilor, fără ei nu se puteau organiza. Nu se puteau organiza turneile dacă nu sunt bani, asta e. Cum va fi cu atâtea jucătoare la Roland Garros? Cum va fi? Cu atâtea jucătoare românci la Roland Garros. Bine, asta am spus și înainte și repet, e un ciclu, acum poate fetele sunt mai bune ca băieții, dar asta nu... ne bucur oricum. Poate peste câțiva ani o să vină și băieții din urmă, să avem și băieți și fete. Domnul Cosac spunea ieri că în 2-3 ani maxim România va juca la Fed Cup cu trofeul de masă. Sunt de aceeași părere? Da, dacă vin din urmă, nu numai cele 4, mai vin încă 3-4, dar sigur, se pot face chiar două echipe atunci, e mult mai bine. E greu să trecem cu 5 de turul 1, cu 5 fete câte sunt pe tabloul principal acum? M-am uitat așa. Se pare că una joacă până avară, care e totul de dificil primă tur, cred că se pot realiza asta. Și să ajungă sus acolo în ultimele zile. Mai ales că sunt de formă. A ajutat bine în ultimele turnee, dacă am participat. Ar fi bine să poți să-ți dozezi și cea mai bună formă la un turneu de Grand Slam, dar asta e greu. Performanțele vin așa, natural. Pleci la Paris după ce ia Steaua titlul? Hai, nu știu, asta mai e de văzut, mai am un meci. Cum a fost? Ați urmărit aseară? Meciul... Știam că o să fie așa greu pentru Steaua, că au avut ultimele meci, nu au jucat prea bine, dar acum văd că nu s-au intrat în formă. Cum vedeți parcursul Simonei pe zgură în acest sezon? A avut un sezon bun și de asta spuneam. A trebuit să aibă același performante și la un turneu de Grand Slam, că ea a cam câștigat totul până acum. Sigur, e diferit turneu, e altă presiune, public, manager, toată lumea își dorește să câștigă un turneu de Grand Slam și atunci e foarte greu. Ajunge titlul în acest sezon la echipa dumneavoastră preferată? Dacă ajunge, e foarte bine, o să fie trei la rând, dar dacă nu ajunge, nu mă supăr. Merită și muzică laude? Nu, domnule, dar la noi de ce să merite? Adică ce, nu era normal să joace serios? Adică să... Păi nu, dar... Joacă jucătorii, cred că jucătorii trebuie să-și apere șansele în orice situație, dacă e bună sau rea pentru ei. De asta se joacă fotbal, nu? Sigur că la noi e performanță că cineva să joace cinstit. Te-ar încânta varianta asta pe care am auzit-o cu Rădoi din vară? Nu, eu nu comentez. Avem un antrenor acum încă două etape și asta mă surprinde. Mă surprinde și nu mă surprinde declarația lui Gigi Becali. Vreau să zic că mă surprinde, nu mă surprinde. Cum să declar că l-a zis, sigur, l-a zis Rădoi când e momentul, când se termină campionatul. Dar până atunci băiatul ăsta a făcut și pe momentul și trebuie să-i dăm o șansă să lăsăm în pace.